Hei, bună tuturor, eu sunt Alisa și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Iar astăzi eu o să vă învăț cum puteți să faceți slime cu pastă de dinți fără borax. Dar înainte de a începe acest video, v-aș ruga să vă duceți pe canalul unui prieten. Este la început și aș vrea să vă ajutați și pe el, să vă abonați, să dați like, are două videoclipuri. Se numește Desenele animate ale copilăriei. Și acolo veți găsi tot. Adică el va posta pe rând desene animate și puteți să-i solicitați desene în comentarii. Deci să începem. Pentru început vom avea nevoie de niște aracet pe care îl vom turna în bol. Cred că data viitoare o să vă învăț cum puteți să faceți slime doar din lipici. Acum, după ce am pus aracetul, ne va trebui și un lipici lichid transparent pe care îl vom pune în bol. După ce am amestecat, vom face activatorul nostru, care nu va fi deloc cu borax. Ne va trebui ceva în care să amestecăm, pastă de dinți, ceva cu care să amestecăm și niște apă simplă. Chiar aici. Și vom pune pasta de dinți. Vom pune puțină pasta de dinți aici în recipientul nostru. Vom pune cam atâta. Și acum vom pune niște apă. Și vom amesteca. Trebuie să fie apă călduță până se va dizolva. Iar apa noastră cu pasta de dinți trebuie să arate cam așa. Să aveți grijă să nu rămână nicio bucată de pasta de dinți ca să se dizolve foarte bine. Și un lucru pe care trebuie să-l aibă pasta de dinți este sodium borate. Nu știu sigur cum se traduce în română, borat de sodiu sau ceva de genul. Și să vă uitați pe ambalaj și trebuie să conțină neapărat ingredientul ăla. Acum vom lua amestecul nostru de săpun lichid și lipici lichid și transparent și aracet. Și puteți să-i adăugați acum culoarea. Acum vom pune apa noastră cu pastă de dinți rând pe rând, adică puțin câte puțin. Da, o să miroase pasta de dinți, dar nu contează. Totul să fie slime. Să luăm puțin. Nu se va face din prima, dar continuați să puneți. Și continuați să amestecați foarte bine. Apoi trebuie să încercăm să luăm tot de pe pereții vasului. Și să o mai amestecăm. Acum o vom pune puțin aici. Și acest ingredient nu este obligatorie, adică este opțional. Spuma de ras.
uitați că linkul de la canalul pe care l-am promovat este în descriere, alături de Facebook-ul și Instagram-ul meu și jos în comentarii. Acum se va mai lipi un pic și trebuie să mai punem puțin apă cu pastă de dinți. Și acum nu se mai lipește. Deci sper că v-a plăcut acest video. Ne vedem în următorul. Și nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați like, să vă abonați, să-l ajutați și pe prietenul meu să crească abonații, pentru că este începător. Și sper că v-a plăcut și această rețetă. Bye!